dimineață! Bună seara, dragii mei, bună seara, dragi români! Am venit în fața voastră pentru a vă prezenta programul dedicat turiștilor din străinătate pe care Ministerul Turismului l-a organizat cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Paștelui. În prima zi, turiștii străini au fost primiți de președintele Băse, Traian Băsescu, care i-a întâmpinat cu tradiționala urare: hai la uiți cu unire să-l secăm dintr-o sorbire! De asemenea, președintele i-a invitat pe oaspeții săi să participe la un concurs de spart ouă, pe care l-a câștigat detașat, știut fiind faptul că domnia sa are 3. Ziua a doua s-a desfășurat sub genericul o zi din viața unui bucureștean. Turiștilor li s-a oferit prilejul de a petrece câteva ore plăcute în ambuteiajele din centrul capitalei, la cozile din hipermarketuri și în aglomerația din metrou. Cea de-a treia zi a fost dedicată cunoașterii geografiei frumoasei noastre patrii, pornind de la definiția marelui geograf Lucian Blaga, care spunea că spațiul mioritic este definit de alternanța dintre deal și vale. Turiștii străini au vizitat câteva dealuri de gunoaie și câteva gropi de pe autostrada Comarnic-Brașov. Vizitei la mănăstirile din nordul Moldovei, care s-a desfășurat în următoarele 3 zile, oaspeții din străinătate au avut ocazia să ia contact cu credința poporului român, fiind călcați în picioare cu ospitalitate de credincioșii care se înghesuiau la pupat moaște. Duminică, în ultima zi a circuitului turistic, am prevăzut un tur al spitalelor pentru ca străinii să cunoască și alte obiceiuri românești de sărbători, precum toxinfecție alimentară și coma alcoolică. Pe ansamblu, acest circuit turistic, cunoscut sub numele de Săptămâna Patimilor, a avut un real succes. Oaspeții noștri au promis că le vor recomanda și altora să ne viziteze țara, în special dușmanilor. Mulțumesc! Haide, doamne, stai la un loc. Mai încet, vă rog. Vreau să mă gândesc bine. Următoare mutare. Ia asta, așa. Te-ai strâng câți zi, mă, niște. Da. Alo, alo, domnul. Boschetul ai protejat. Cu bine vorbești, cum ai trec? Da, da. Bă, Lilo, de cine-i protejat ăsta, că nu vă niciun bodyguard aici? E protejat de lege. Știi? Știi cine-i legea? E doamna care ești tu certat de mult. Bă, Lilo, ia-ți, băcuț. Zic că boschetul ăsta e protejat de lege, bă, bă, că... Băi, Tutankamon. Auzi, cum ai trec? Deci dacă eu dau cu securanța în el și nu țipă, înseamnă că n-are nimic. Deci n-are ce să facă legea, băi, ai înțeles cum trebuie? Din potrivă, nimic mai fals. Uite, să luăm exemplu dumitale. Dacă nu te doare și nu țipi, asta nu înseamnă că prostia nu există. Duduie, te rog, ridică-te picioare, că din poziția mea amintești de George Ivașcu. Doamne, cât timp așa mi-a plăcut ăla de loc, când pot să ridic și vreau să mă răpăt. Apropo, dar tu ce faci acolo? Că bine ziceți. Dar dacă făceai o salată de roșii, ia și niște ceapă să o facea sortată. Ia stai puțin, ia stai, domnule. Domnule, mă scuzați. Parcă te știu de undeva, dar nu știu de unde să te apuc. Păi apucă-l de cocostric. Haide, haide, lasă-mă în pace, tătaie câțuie. Nu, ia stai puțin, tu n-ai jucat în spectacolul ăla și caii se împușcă, nu-i așa? Nu-i așa? Auzi, tătaie, deci caii se împușcă decât dacă nu e cu minte și face pe cuvânt, înțelegi? Haide, stai puțin, că mi-am adus aminte, te-am văzut acum mai aproape. Tu ești domnul Guță, nu? Regele manelelor. Ai putea, te rog, să-mi interpretezi și mie ceva din vasă dumitale operă? Ia, bă, ce? Ia. Zăc, păc!
stai că trag. Ia-l. Până la noapte am să te bat. Auzi, că tare mă enervezi. Te gaftezi, dar nu te vezi. Păi cu vocea asta dumitale ai putea să faci o carieră senzațională. Mă scuzi, ai auzit de Deus Ex Machina? Nu, dar dacă Dumnezeu are mașină, sigur are Mercedes. Da, nu, 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 nu. E un concept din teatru care definește rezolvarea bruscă a unui conflict. În providență, crezi? Bă, ce e mâncăță și ce? Ce-i pastă de dinți? Nu, 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 e... e, uite-te în spate. Providența, dragă, providența. Aaa, dar ia uite cum au fugit ca George Ivașcu din lift. Domnul Hagi, cum ați trecut de Paște? Că zic foarte bine, sunt foarte fericit, că zic că am dat totul, suntem optimiști, am câștigat campionatul mondial, că zic, nu? Pe campionatul mondial nu e în vară? Că zic, l-am câștigat pe PlayStation, că zic. Bani. Bani. Banii sunt iubirea mea, dorința mea, pasiunea mea. Banii sunt iubirea mea, sunt tot ce mi-am dorit. Leu, bani ador, să-i ating, să-i ating, să-i ating, să-i ating, să-i ating. Când foșnesc, când vine să-i strâng, nu pot să mă prefac. Sunt tot ce mi-am dorit. Bani, bani, bani. Vrei să faci economii? Bani. Ești calic și nu știi cum să adun în gologan. Sunt sorac, n-am un ban. Ia exemplu pe Ștefan, yeah. Numai tot cheltui și adună bani pe bani. Nu da banii pe prostii. Nu mi-a luat nici mărțișor, am jurat că nu omor. I-am zis că e bădaran. Sunt sorac, n-am un ban. Până la urmă l-am iertat, chiar de m-am supărat. Fiindcă amândoi suntem îndrăgostiți. Da, baby, banii sunt iubirea mea, dorința mea, pasiunea mea. Banii sunt iubirea mea, sunt tot ce mi-am dorit. Nu pot să mă prefac. Bani, 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 let's rock! Am sânge de scoțian, când la bani mă gândesc. Îți mă rog, cum este sclav. Ăștia-s bani aruncați. Să-mi curând tot un ceas, da. De elice atârnați. Nici prieteni nu avem. Ăsta-i sfat de ținut. Mai bine să vă feriți cu cer bani cu prumut. Ăsta e și fan al meu, dai al meu și mi-ajunge. Și mi-e dragă. Cine e? Baby Ștefan? Da, baby. Fiindcă dragostea învinge. Banii sunt iubirea mea, dorința mea, pasiunea mea. Banii sunt iubirea mea, sunt tot ce mi-am dorit. Bani dragostea poate muta munții din loc. Până să vedem însă minunea asta, iată-o pe vrăjitoarea Maria Câmpina într-un club de fițe din capitală, căutându-și colega de vrăjeală. Fă, Samuelo! Ce? Fă de țipe așa că m-am ce-i speriat! Ce-am? De ce m-ai adus aici? Că nu-mi place aici! De ce fă mai ieși și noi pe cluburi, mai socializăm cu lumea, mai una, mai alta, mai cea capac ca un Charleston ceva, lasă-vă, o să bem ceva ce o să fie bine! Oh. Ce are de băut? Alo, băiatul! Deci vreau și eu pentru doamna un cocktail de băut cu apă, lămâie, kiwi, mango... Afine! Acea, afine! Bagă și un scuipat de mâță că nu se bunghește! Și eu un glucuracau! Adică nici bani n-ai la
tine. Am uitat ce-am făcut, ce bine este. Stai așa. O făcățit-o mai târziu. Ia. A, ce? Ce păstrează restul? O, galantorie, spui banii mei, fă! Fă! Ce? Ce candești fașa? Tu ce fă-i tare? Candești rău! Fă, tu te-ai dat cu dezordonant? Nu, fă, nu țin așa ceva eu! Am pus într-un lighe în coapă niște detergent ăla ce mi-am dat cu malachie de-aia pe față, ce candești rău! Candești rău, de tot așa hipoclorit, așa candești! E, fă, am făcut eu niște galgară cu aia, te-ți-mi galbezi dinți! Auzi, fă! Pensa că vine băutura. Ia pă ci bea. Auzi, fă? Pă, Samuel. Pă, Samuel. Ce ai fă de țipe aici, cu că m-ai și speriat? Ce-am? De ce m-ai adus aici? Ca să stau singură, de ce nu vorbești cu mine? Păi cum voi mai mânca găini de păcite? Acum nu vorbesc cu tine, ce fac? La cine te bungheai? Cine, păi eu? La cine te bungheai? Zi, fă, la cine te bungheai? Uite-o la băiatul ăla, uite-te, faci tu! Uite ce băiat frumos, măcar ar Samuela de sus în jos și de jos în sus! Uite, fă, ce băiat frumos! Auzi, fă, de-aia vii tu aici în fiecare weekend? Ce-i ce fac, păi, recunosc, de-aia? De-aia vin să mă uit la el, dar uite că nu mai cură pandula aia cu bagabata aia dansează, că dacă dau doi colți de-aștia, dragi, o găsesc! Aaaa, vorba după ea! N-a venit și la mine, poți să mă invite odată la un cea-cea? Fugii la un cea-cea! Fă, tu te-ai îndrăgostit, fă, ești pe love, recunoști! Recunosc, fă, ce să fac? M-a luat și cu călduri, mă gândesc și noapte la ei, pupar, cam unii bunii nu mai am poftit, măcar nu mai am somn. Samuelo, ai dat în boală, Samuelo! Da-ți putu în gură, că ne unde ăștia ne face zără! Și ce face? La, fă, ce vrei să fac? Am și o nevoie de sentimente, trebuie și mie afecțiune, că nu mai sunt eu tocmai în floarea vârstă. Fă, dar ai făcut ceva? Oare, mă, după aia omor pe aia, ce-ți ai făcut ceva, ai vorbit cu el, ai dat înțeles că-ți place de el? Ce să-i fac, păi nu pot să m-am bunghit eu așa mai cu subînțeles la el, dar n-am ce să fac, mă fac de râs, ce vrei să zic? Fă, pune fă mâna pe baghetă și fă magii, albă, că nu degeaba ești vrăjitoare. Sut-o, fă! Sut-o, fă! Seara, doamna! Domnicioară! Doamne-i măta! Azi, nu ce mă pun păci! Ia zi, păpucelu! Nu puteam să nu observ cât de răbășitoare ești! Uite! L-am tigrut! Ia zi, te fac un mojito? De cât curacaul meu eu! Prințeso, ce zici de noapte de amor cu final poi mine dimineață? Ce e asta așa? Păi așa să vorbește, fă cu o virgină! Hai să mergem! Haide, fă să mergem! Unde mai ai manerele din ziua de azi, fă? Nu mai vin aici! Unde mai ai adus tu pe mine aici așa? Haide, fă să mergem! Domn Doroftei, cum ați trecut Paștele? Pompeu, l-am alergat pe iepuraș, l-am prins, i-am dat două bucăți de-aia cu să-ți urechile. În mod natural, natura ne atrage pe toți. Ne îmbie, ne ademenește, ne vrăjește, ne uimește. Iar pe cele mai blonde dintre noi, chiar le tâmpește. Fata! Fata, ce de, ce de crengi, fata! Da, fata, ce de crengi frumoase, da, fata! Fata, și naturale! Da, fata, fata, ce frumos e natura, fata! Da, fata, e splendid, fata, da, natura! Da, fata, fata, și știi care e paradoxul, fata? Da. Fata, e că totul e natural, fata! Da, fata! Auzi, fata? Da, fata! Ia uite, fata! Ia uite și grăbiuțele alea, ce naturale sunt, fata! Natură! Care sunt naturale, naturale, fata! Da! Ia uite, uite, fata! Uite, 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 acolo, uite, acolo! Fata, mi-și părul bela la negru, fata, ce natură!
dracu, avea la ecioară, fată. Fată, dar tu naturală, fată. Da, fată. Fată, tu-ți dai seama, fată, ce de animaluțe naturale trăiesc. Fată, natură. Da, fată, fată, și iarăși, fată. Vrei, fată, iar un paradox? Paradox? Paradox. Fată, sunt în naturalețea lor, fată. Fată, auzi, fată. Fată, fată, unul așa mă întreb, fată, ce de alte animale mai sunt, fată, natură? Hai de fată, fată, toate animalele, fată, sunt în natură, fată. Cum, fată, și fată, elefanți fată, naturali? Da, fată, mii de elefanți. Și girafe, fată. Hai, fată. Da, fată. Fată, și broscuțe. Da, fată, și broscuțe naturale, fată. A, fată, cum, fată, și urși? Da, fată, mai ales urși. Și lup? Și lup, fată, și păianje, și pinguini, și tigri, și lei, și pantere, fată, și rechin ucigaș, și gorile violatoare. Da, fata, fata, și e foarte riscant, fata. Fata, eu nu vreau să murim aici. Fata, nici eu, fata. Fata, ne-am plătăcit, fata. Ajutor! Hai să luăm pe aici, vină cu aici. Fata, 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 ajutor! Ajutor! Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați revenit la emisiunea Cinema Artă. În seara asta am vești proaste. După precedentul periculos numit Cristi Puiu, toată lumea să crede regizor de film. Ca să confirme spusele mele, îl am ca invitat în această seară pe domnul Leonard Doroftei. L-am invitat pe domnul Doroftei în calitate de regizor al unei pelicule despre care sperăm să aflăm și noi mai multe chiar în această seară. Bună seara, domnul Doroftei! Băi, hai de mă, nu mă mai domni atâta, că toată lumea îmi zice moșu. Mă știți, sunt moșu, nu mă mai domni atâta. Hai că o să zic și eu după aia Cheliosu și ne împrietenim. Da. Aș prefera totuși să păstrăm o minimă decență între noi, domnul Doroftei. Ați regizat un film, cum se numește? Rocky. Rocky? Păi de ce se numește așa, domnul Doroftei? Ce promovează industria textilă sau cu... Ei, fraiere, ai grijă cum vorbești, că ți-o-i la pipometru. Dar pompeu! Dau două bucăți. Nu e, mă, e Rocky, după filmul ăla de zmardoială care zice așa. Dar nu e mai Ciumeg, o să vezi. Wow, pompeu! Da, regia Ciumegu, ăsta, Forșpanu, vă rog. Rocky 1, povestea unui campion. Rocky, ești pregătit astăzi să te lupți pentru titlul mondial? Păi, dar normal că sunt pregătit, boss. Mamă, dar ce-i fac la fraier? Stau așa, îl tatonez. Păi, după aia bag un joc de picioare puțin și două bucate. Pum! La coateu și leșină gușterul. Rocky 2. Povestea continuă. Rocky 3. Povestea tot continuă. Rocky 4. Povestea începe să ne enerveze. Că n-are sânge în el să se prezinte nici la cântar, că dacă îi dau un pumn în burtă peste umăr, leșină gușterul. Meciul Rocky Doroftei contra Apollo Creed urmează proba cântarului oficial. Ai depășit cântarul cu 3 kg, ești descalificat. Adică nu trebuie să mai boxezi cu monstrul ăsta. Băi, băi, pom, pom, pom.
ăștia s-a dus dracu. În curând pe ecrane. Da, stimați telespectatori, mă aflu în holul Muzeului Antipa, cel mai important muzeu de istorie naturală din România, unde zilele trecute, chiar de Paște, s-a întâmplat o catastrofă. A fost furat un exponat exponențial, de o importanță covârșitoare pentru patrimoniul cultural al muzeului. Dar ce zic eu al muzeului, al statului român și poate chiar al lumii întregi? S-a furat un ou! Știu, știu că vă vine în minte celebra zicală, cine fură azi un ou, mâine va fura un bou, dar ea nu se aplică în cazul de față, pentru că aici este vorba despre un ou fosilizat de dinozaur, vechi de 60 de milioane de ani, așa că poate mai apropiată pentru acest moment ar fi, știu și eu, sintagma, cine fură azi un ou, mâine va fura un stegozaur. Ei, cum a fost posibil această tebă? Hai, mă, bine, mă, spune că mă bași la pușcăria, mă! Da, mă, ce să... Stai, mă, ușor, stai, stai, ce dracu faci, mă? Cocuța! Mă rog, Cocuța, ce dracu, nu dai seama că îi poate fi o șansă extraordinară? Ce șansă, Sorine? Cum ce... Să port costum atunci! Stai din vână, mă, niște dracu, nu mai încet. Ce șansă? Cum ce șansă? Este șansa de a intra în istoria recordurilor, mă, ce dracu, peste... Ce dracu? Să învețe copiii la școală despre noi, nu? O, ce surpriză extraordinară! Oh. Primarul Oprescu și asistenta sa, domnișoara Mihaela. Ah, disculpați-mă, mă lasă memoria. Ah. Spuneți-mi, vă rog, ce vânt vă aduce pe aici, ca să folosesc un termen din basmul popular? The vest. The vest. Da, adică... Bă, ce... Sunteți de la Cartea Recordurilor? Nu? Nu, eu sunt Fidias Praxiteles Cărămidă de la televiziune, nu mă recunoașteți? Vreau să vă pun câteva întrebări privitoare la furtul... Stai, bă, lasă, nu mai pune tu întrebări tot timpul. Tași puțin din gură. Deci, mă bucur că a venit și presa așa de vreme, dar că noi așteptăm acum, deci stați puțin, aveți răbdare să vină oamenii de la Cartea Recordurilor, fiindcă avem un eveniment aici și dacă aveți răbdare, o să vă răspund la toate întrebările. Bineînțeles, cu răbdarea trece și marea. Hai, văzut, bravo. Hai, ia uite că a venit, ia, bună ziua. Bună ziua. Reverențele mele. Bună ziua. Bravo, mă bucur foarte tare că ați venit în... ce, bă, suntem în direct? Singur. Da, bună ziua, stimați telespectatori, dragi cetățeni ai Bucureștiului, dragi oaspeți de la Cartea Recordurilor. Mă bucur foarte mult că sunteți alături de noi într-un moment atât de special, pentru că astăzi Bucureștiul va intra în Cartea Recordurilor în sfârșit. Da, este un eveniment extraordinar și mă bucur foarte mult, bine, asta și datorită modestei mele contribuții, o să fim în sfârșit și noi în Cartea Recordurilor. Iată ce vreau să vă spun, că până acum, după cum bine știți, noi am mai avut câteva tentative de a intra în Cartea Recordurilor cu proiecte foarte viabile, cum ar fi, de exemplu, cea mai suspendată autostradă din lume sau, bineînțeles, și mai bunul nostru proiect, cea mai mare gaură de covrig din lume. Dar, din păcate, ele n-au văzut lumina omologării. N-au văzut. Așa. Dar ce să vă mai fierb atâta, fierb și eu de emoție, am să-i predau ștacheta... Ștafeta. Ștafeta asistentei mele, Mihaela, Cocuța, și ea va face onorul. Te rog. Hai cu Doamne ajută! Hai! Hei, iată! Bine, dar ăsta este oul de dinozaur furat de la muzeu. Bă, nu e, bă, cum să fi? Bă, nu e adevărat, bă. Bă, este foarte adevărat, acesta bă, este... Bă, bagi în gură, mă, te bagi în seamă, ăsta este un ou de găină. Să nu credeți că mă puteți duce cu preșul, acesta este un ou de dinozaur. Bă, ești bou? Bă, vă rog să nu mă jigniți. Bă, iartă-mă, dar ce crezi că a ajuns bou să învețe găina de certe? Este un ou foarte bun de... Săriți! Poliția! Baza! Spart ou de dinozaur, no, și dânsa e complice! No, luați-o! Nu-l cunosc! L-am văzut la televizor! Minte! Luați-o! Sorina! Iată, stimați telespectatori, unde poate se ducă lăcomia, săita de Cartea Recordurilor! Să sperăm că pe viitor se va ajunge la un consens în acest sens și se va ajunge la... Stați așa, că deci să o lăsăm pe asta cu ouul, deci am una și mai bună, vă prezint cel mai mare iepuraș de Paște care a existat vreodată din lume, să intrăm în Cartea Recordurilor. Aici am femurul, uite-l, ăsta e, ia uite-l. Luați-l! Domnul Guță, ce ați făcut de Paște? De Paște? Ce să fac? Am mâncat
Am băut și m-am strâns nevasta-n brațe. Asta am făcut. Chiar dacă au trecut sărbătorile pascale, asta nu înseamnă că toată lumea trebuie să se oprească din cumpărat. Dimpotrivă, există suficienți nesătui și nesătule. Exagerezi! Plăcută. La Luca! Da, te-și pupa, dar am o întâlnire și nu vreau să miros a ceapă. Bă, Luca, bă, da! Bă, să nu te recunosc, mă! Adică de când te-am văzut ultima oară te-ai mai îngrașat ceva. Nici tu nu te-ai schimbat. Bă, mersi, eu mă mențin. Da, haine! Tot pe asta l-aveai și anul trecut. Și ce mai faceți la șopui, la cumpărătură? Da, normal, sufletul meu, mi-a luat și eu ceva frugal, așa? Niște cărnet chestii de-astea, că sunt la regim disociat. Știu, l-am scris. Da, fata mea l-am citit, știu. Și tu? E, și eu pe aici, cu zaharide, cu astea în sânge. Da, la regim, nu? Da. Auzi. Disociat? Mă scuzați, pardon. Ce faci, mă, băiatule, mă, te dai la mine sau în curs circulația, mă? Pardon. Vă rog să vă arătați, așa avea treabă în partea aia. Așa și? Păi... Da, un moment mic și... Bă, băiatule, tu te dai la mine cumva? Bă, măritule, bă, tu știi cu cine vorbești? Bă, tu mă percepi? Mă percepi, mă vezi? E iluzie optică? Bă, tu știi cu cine vorbești? Bă, sunt Nichita din Romană și Nichi nu se dă niciodată înapoi. Așadar și prin urmare ca un vers de felicitare? Să se dea ea. Nu pot. Dar de ce? Am o jenă. Nu e treaba mea, sufletul meu. Nici treaba mea nu e sufletul tău. Ei, să te văd eu acum ce faci. Să te văd eu acum ce faci. Ia zi-mă, băiatule. Bă, dracu ăștia, bă, vede că n-ai loc și tot să bagă, mă, nu dă voie. Hai că am ajuns să te și pup. Bă, soara mea, hai! Hai să ne auzim cu bine! Hai, sănătate!